Se știe că Oana Roman a avut o luptă dificilă cu kilogramele în plus, însă acum este foarte mândră de transformarea corpului său. Ea împărtășește frecvent imagini cu ea pe rețelele de socializare și face comparații cu fotografii din trecut. Aceasta își dorește să fie un exemplu pentru femeile care vor să slăbească. Cu toate acestea, pe contul personal de socializare, fiica fostului premier Petre Roman primește o mulțime de comentarii negative. Ani buni, femeia a fost ținta glumelor răutăcioase din cauza kilogramelor în plus. După mai multe diete care nu au funcționat, se pare că a găsit cheia succesului și acum arată mai bine ca niciodată. Se simte bine în pielea sa și încearcă să ignore comentariile răutăcioase, însă câteodată cuțitul îi ajunge la os. Recent, vedeta a fost criticată de internauți după ce a declarat că poartă mărimea S la haine. Oamenii au acuzat-o că este mincinoasă, însă ulterior Oana Roman a venit cu dovezi pentru a-și susține afirmațiile. Într-un videoclip postat pe Instagram a explicat că, deși rochia respectivă este considerată oversized, corespunde mărimii M sau L. De asemenea, a arătat și eticheta articolului vestimentar pentru a demonstra acest lucru. În mesajul său, fiica politicianului a povestit că a primit mesaje în privat în care i s-a cerut să trimită o dovadă cu eticheta rochiei respective, pentru a arăta că este mărimea despre care a vorbit. Ea a subliniat că aceste reacții excesive arată problemele psihice pe care le au internauții. În ceea ce privește rutina sa de îngrijire, Oana Roman acordă cea mai mare atenție tenului său. Folosește un ser cu vitamina C, o cremă cu acid hialuronic, cremă pentru ochi și cremă cu retinol. Dimineața aplică o cremă cu factor de protecție solară pentru a-și proteja pielea. Menționează de asemenea că SPF-ul este foarte important pentru ea și că nu-și expune fața la soare. Totodată, fosta prezentatoare TV ia și suplimente, cum ar fi colagenul, pentru a-și ajuta pielea și pentru a preveni îmbătrânirea prematură. Totuși este nemulțumită pentru că nu a început să ia suplimente de acest fel mai devreme, însă e fericită cu modul în care arată. În același timp, femeia face și un masaj sculptural la ten, despre care spune că are rezultate fantastice. Vedeta a recunoscut că ar dori să apeleze la ajutorul unui medic estetician pentru a scăpa de gușă, deoarece, după ce a slăbit foarte mult, pielea i s-a lăsat. Totuși, ea nu vrea să apeleze la lifting facial sau la botox, concentrându-se mai mult pe utilizarea cremelor și a tratamentelor cosmetice. În ceea ce privește alimentația, Oana Roman mănâncă cu măsură, dar include toate tipurile de alimente, cum ar fi fructele, legumele, carnea și brânza. Ea acordă o atenție specială consumului de proteine. Nu face sport, deoarece nu i se permite să facă efort fizic intens.